plac merele? Da. Mănâncă în fiecare zi, nu? Da, da. Hrană pentru animale. Au ajuns merele pe care agricultorii s-au chinuit să le recolteze în toamnă. Atunci se confruntau cu lipsa forței de muncă pentru recoltarea fructelor și cu o recoltă bogată, iar acum nu au unde să-și vândă merele. Din ce cauză? S-au stricat. Destul de multe sau cum? Comparativ cu anul trecut, s-au stricat mai multe sau mai puține? Mult mai multe. Și astea stricate, ce faceți? Țuică. Normal, la țuică. Băi, au ce faceți? Să luăm animale? Deci. Le mai mănâncă animalele? Hai, nu. Nu le mai mănâncă. Păi ce să stai de stai? Mere de dimensiunea asta, cam la un leu, un leu și 10. Asemenea, mere în supermarket, 4 mere de dimensiunea asta, e undeva la 7 lei, scrie mic acolo, kilogramul 13 lei. Săr de proveniență Polonia, Italia. Legea care prevede peste 50% produse românești în supermarketuri nu se aplică în țara noastră. Ca ofensă adusă pomicultorilor de pe Valea Dâmboviței, în zona Voinești se vând tot mere de import, în timp ce merele românești putrezesc în depozite. În supermarketul care s-a deschis în toamnă la Voinești, în centrul bazinului Pomicol, un kilogram de mere roșii, țara de proveniență Polonia, dimensiuni potrivite, eu pe alea nu le-am băgat nici la, nu au fost acceptate nici la mărul în șculca, dimensiuni așa, erau la 2,49 lei. Și un golden tot potrivițel, țara de proveniență Italia, era la 2,99 lei. Cam prost, așa e la noi la țară, cam prost. Noi țăranii o conduce cam, cumpărăm scump și adică vindem ieftin. Aici avem soiul Ionatan și deși a stat la temperatură scăzută în jur de 0 grade, mare procent din ele s-au deteriorat pentru că ar fi trebuit livrate din toamnă, au fost recoltate la maturitatea tehnologică, ar fi trebuit livrate din toamnă, dar n-au fost solicitări și nici la... De ce n-ați pentru că nici la 60-70 de bani nu le luau. Mai bine de o treime din recolta producătorilor din zona Voinești, Malul cu Flori, a putrezit. Am recoltat 1000 de tone. Dacă n-au fost clienți să-i livrez foarte mult, s-a deteriorat cel puțin o treime din cantitate s-a deteriorat. Și cât ați reușit să vindeți din 1000 de tone? Din 1000 de tone, cred că în jur de 300 de tone, dar... Cantitățile principale le-am livrat sub prețul de cost. În ceea ce privește valorificarea recoltei din anul 2016, nici nu se poate discuta de profit. Nu se pune problema de profit. Tragem cât de cât să ne apropiem de zero, dar sunt șanse puține ca pe cultura măr să-mi recuperez cheltuielile. Astfel că merele stricate ajung borhot, cele din care mai poate fi salvată măcar o parte sunt zdrobite pentru suc sau țuică, iar restul ajung hrană pentru animale, în timp ce agricultorii își plâng de milă pentru că toată munca de anul trecut a fost în zadar.